punctul meu de vedere, un an fructuos, pentru că am lucrat anul acesta achiziții publice cât pentru alți 3-4 ani. Avem semnate mai multe contracte pe fonduri europene și fonduri naționale și credeți-ne că anul ăsta chiar s-a muncit și la noi, și la investiții, și la economic, pentru că noi chiar am avut achiziții. Contractul de furnizare de echipamente medicale pentru ambulatoriul spitalului. Deci, practic, am luat pentru spital tot ce înseamnă aparatură nouă pe toate secțiile, pe ambulatoriu, pe toate cabinetele medicale. Deja suntem în perioada în care se face predarea acestor echipamente către spital. Cam un ultim proiect pe tot investiții din fondurile noastre și fonduri atrase reprezintă execuția de lucrări a unui heliport în curtea spitalului orășenesc Hârșova. Au fost achiziționate lucrările, deja suntem la finalizarea, ca și lucrări deja sunt finalizate, iar acum a fost semnat contractul pentru prestarea de servicii pe partea de proceduri operaționale speciale pentru astfel de servicii, pentru autorizarea heliportului, pentru că acesta trebuie autorizat de către autoritatea aeronautică. Și, bineînțeles, partea de semnalizare, care la fel este mai deosebită, sunt niște servicii puțin mai deosebite față de orice alte lucrări care se efectuează în oraș. Cam acestea sunt, din punctul meu de vedere, dar eu zic că sunt multe. Pentru un orășel mic, cum este orașul nostru, eu zic că totuși au fost multe investiții, sunt multe achiziții. Și ne dorim să transformăm ceva. Eu spun că, din punctul meu de vedere, a fost un an bun, fructuos. Chiar pot să spun că avem o mulțime de proiecte în implementare, atât cu fonduri europene, fonduri guvernamentale și fonduri de la bugetul local. Investiții care, cu siguranță, la finalizare, vor duce la dezvoltarea socioeconomică a comunității în care trăim, dar și a zonei. Da, sunt mai multe proiecte, am să le enumăr pe cele cu fonduri cu finanțare europeană. Avem proiectul O Uniune Transfrontalieră sub umbra istoriei. Este proiect finanțat în cadrul programului Interreg 5-a România-Bulgaria. Acest proiect a creat un parteneriat între Municipalitatea Orașului Hârșova, Municipalitatea Orașului Crușar din Bulgaria, Muzeul de Istorie Națională Constanța și Muzeul de Istorie de la Dobrișca. În cadrul acestui proiect vom reabilita un obiectiv, o școală veche care se află în patrimoniu cultural. Alt proiect care l-avem în cadrul programului Interreg România-Bulgaria este Hârșova-Dobrișca, împreună pe drumul dezvoltării multiculturale. În cadrul acestui proiect, parteneriatul este cu orașul Dobrișca din Bulgaria. În cadrul proiectului se va reabilita la Hârșova Casa de Cultură. Se vor face activități culturale, schimb de experiență cu Dobrișca, se vor face parteneriate și cu comunitățile din prejur și se vor achiziționa instrumente și costume, aparate muzicale. Un alt proiect cu fonduri europene pe care primăria Hârșova l-are deja în derulare reprezintă amenajarea spații verzi în orașul Hârșova, care este tot din cadrul programului operațional regional 2014-2020 pe axa 3, pe axa 5-2. În cadrul acestui proiect se vor amenaja două zone din orașul Hârșova, o zonă de 7500 de metri pătrați și un alt lot de 4500 de metri pătrați, cu spații verzi, cu mobilier urban, pistă de bicicliști, se vor planta flori, tot ce ține de petrecerea timpului liber. Va fi dotat cu iluminat public, cu Wi-Fi și va duce la crearea unor spații de recreere pentru populația orașului, dar și pentru cei care sunt în tranzit. A fost un an bun. Întotdeauna se poate spune că este loc și de mai bine. Evident, sunt și oameni mulțumiți, dar și nemulțumiți de activitatea noastră. Și când spunem mulțumiți, mă refer aici la beneficiarii de ajutor social,
care și-au pierdut acest drept urmare a neîndeplinirii obligației de a presta orele de muncă în folosul comunității sau al refuzului nejustificat de a se angaja. Legislația s-a modificat recent în ceea ce privește ajutorul social, în sensul că prioritar este angajarea în muncă a asistaților sociali. Pe plan local au fost identificate locuri de muncă, o parte dintre ei au acceptat, s-au angajat, dar sunt și persoane care au refuzat acest lucru. Pot să spun că ne mândrim cu serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele în vârstă. Suntem la nivel de județ inițiatorii acestor servicii. Suntem primul serviciu acreditat din județ. Servicii ce vizează persoanele vârstnice singure, persoane cu probleme de sănătate, care nu se pot autogospodări, persoane care au nevoie de ajutorul nostru. Mai bine îi îngrijim în mediul lor, în familie, în comunitate, acolo unde ei și-au trăit viața și unde se simt cel mai bine. Avem feedback pozitiv și din partea lor, dar cu atât mai mult din partea copiilor care nu locuiesc în localitate, sunt plecați și care sunt încântați să știe că părinții lor sunt pe mâini bune. Anul 2019 a fost un an bun, spunem noi, deși ne-am propus mult mai mult, dar la nivelul bugetului programat am realizat ceea ce ne-am propus, mare parte din listă de investiții. Pot să vă spun că bugetul programat pentru investiții a fost de 10.526.000 de lei, din care s-au realizat 7.737.592. Deci e un procent destul de bun. S-au făcut dotări independente de 30.264 de lei, care s-au cheltuit din fondul de rulment. S-a achiziționat din suma aceasta o hartă necesară urbanismului, serviciul urbanism, pentru stabilirea corectă a suprafețelor de teren la nivelul orașului Hârșova. Ca mărime a fost proiectul desfășurat prin PNDL cu asfaltarea străzilor și cu aportul nostru, bineînțeles, a instituției, dar am primit alocare de 4.364.607 lei prin programul PNDL. S-au făcut reparațiile la străzi, precum și amenajarea trecerilor de pietoni. Un an foarte, foarte bun. Un an foarte bun. S-au alocat 1.218.869 de lei din fondul de rulment, dar și din sume prin programul PNDL și fonduri europene pentru centrala termică a liceului teoretic Hârșova, pentru mansardare la școala, la gimnazială numărul 1 din oraș, proiectul admis, unde suntem și noi parteneri cu proiectul admis zona de vest a orașului, să reușim să finalizăm investițiile începute și de ce nu să realizăm și altele noi pe care le avem în lista de investiții și la acest moment va trebui să identificăm și resursele financiare, că deja 2020 se apropie și trebuie să începem în forță. A fost, cum am mai spus, un an ciudat. A fost un an, trăgând linia acum, cu bune și cu grele, dar ușor, ușor cred că încep să se vadă rezultatele. Pare rău totuși că un mare proiect, și anume racordarea orașului la rețeaua de gaze, nu am putut să-l duc mai repede decât, bine, l-am dus cât se putea de repede, dar eu aș fi vrut și mai repede. Chiar la sfârșitul noiembrie am avut și o hotărâre de Consiliu prin care s-a aprobat toată documentația privind concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale. Le spun celor care poate încă mai sunt, știu eu, reticenți. Gazele vor veni în orașul Hârșova, pentru că reprezintă singura șansă de dezvoltare a orașului. Pe lângă o dezvoltare din punct de vedere turistică, trebuie să asigurăm și o dezvoltare economică și nu numai, trebuie să asigurăm și un confort deja
o normalitate în alte localități, trebuie să o asigurăm și la Hârșoa. Cum spuneam, este un an 2019 pe care îl închid foarte bine, nu insistă, dar îl închid bine, da? Ui văd, dar dată când de care vom încheia anul efectiv cu furnizorii toți plătiți, achitați integral, pe zero. Lucru care ne conferă o gură de oxigen pentru stabilirea bugetului pentru anul 2020. Deci una peste alta sunt foarte încrezător. Pot spune, sunt mândru și felicit echipa care a fost alături de mine în acest an, că am reușit să facem, zic eu, destule lucruri într-un an, un an și jumătate, hai, 3 ani de când sunt eu, comparativ cu alți 16 ani de când am frălat eu. Sărbători fericite, multă sănătate și haideți să fim mai buni. Haideți să ne deschidem inima și să ne amintim ce înseamnă să fim buni. Și cum spunea și o melodie, nu doar de Crăciun. Haideți să fim buni tot timpul anului. Să învățăm, să reînvățăm, să iubim, să ne respectăm, să fim mai buni unii cu ceilalți. Pentru că numai într-o societate bună vom putea face lucruri bune. La mulți ani și sărbători fericite!